În perioada 9 februarie, 10 martie, în județul nostru s-a desfășurat campania națională privind respectarea prevederilor legale referitoare la relațiile de muncă și la regimul juridic aplicabil străinilor pe teritoriul României. Verificările în teritoriu au relevat faptul că nu doar unii români sunt folosiți la muncă fără forme legale de angajare, ci și cetățenii străini care au ajuns în județul nostru. 8 cetățeni străini au fost identificați de inspectori fără avize de muncă, iar dosarele lor au ajuns la Direcția de Imigrări din cadrul MEAI. În cadrul campaniei au fost verificate 57 de angajatori, neaplicându-se niciun fel de sancțiune, dar am fost constatate 63 de deficiențe pentru care s-au dispus măsuri pentru remedierea acestora. 8 dintre persoanele identificate pe teren nu aveau au fost primiți la muncă fără a avea aviz de angajare și au fost transmise datele către Direcția de Imigrări din cadrul MEAI pentru a lua atenție acele măsuri. Noi luăm măsuri doar pe cadrul muncii.